Bună ziua, dragi copii! Ne vedem astăzi la o temă de electricitate, la emisiunea teleșcoală pe care ne oferă cu generozitate televiziunea Dobrogea. Astăzi, de electricitate, aș vrea să rezolvăm niște probleme privind gruparea rezistoarelor în diferite conexiuni, serie, paralel și mixt. Sigur, nu vom face probleme banale, ci vreau să vă explic iarăși niște aspecte la care am constatat că apar încurcături ale colegilor voștri care au vrut să rezolve și să sper că ajutorul pe care vi-l dăm astăzi va fi de folos pentru voi. Sigur că banalitățile sunt acestea. Rezistența grupării serie, toată lumea știe că este suma rezistențelor grupate în serie sau cascadă, se poate scrie mai deștept RK și K, de la 1 la N, asta însemnând, deci, că noi avem înșirate ca mărgelele pe ață rezistoarele respective: 1, 2 puncte. K, puncte. N. Și că rezistența totală a grupării este suma rezistențelor. V-am zis, asta e o chestie banală pe care o scriu pentru a porni lucrurile. În cazul legării în paralel sau derivație, formula era 1 pe R paralel, este sumă din 1 pe R, să zicem tot K, putea fi alt indice de sumare, da? să zicem așa, cu K de la 1 la N, care ar însemna, deci, 1 pe R1 plus 1 pe R2 și așa mai departe. Derivația, vă amintiți toți, știți, înseamnă o legare de tipul ăsta la 2 borne care sunt comune, așa încât toate aceste rezistoare au aplicat o aceeași tensiune între bornele, să spunem, A, B. Tensiunea este aceeași în timp ce curenții, intensitățile pot fi diferite la legarea în paralel. În serie, tensiunea se distribuie pe fiecare. Curentul însă aici, evident, știți bine, are peste tot o aceeași valoare. Nu există posibilitatea ca intrăm aici mai mult, să iasă mai puțin pe partea cealaltă, că unii copii au un blocaj când văd un rezistor se gândesc că vin, vin, vin purtătorii și când dau de rezistor se înghesuie, se înghesuie și ăștia tot vin și trec în partea cealaltă mai puțin. Dacă s-ar întâmpla așa, s-ar tot umple rezistorul la intrare undeva, s-ar face așa o gâlmă, să zicem, de sarcini, și prin casă, pe la noi ne-am trezit că din când în când câte un cablu ar face explozie, ceea ce nu ni se întâmplă în mod normal. Și, pe de altă parte, trebuie să înțelegem că dacă s-ar acumula sarcini, să zicem la intrarea aici, uitați, să zic la intrarea asta 1, dacă ați gândi că s-ar acumula sarcini, să zicem cele care se plimbă sunt sarcini fictive, pozitive, sigur că, în realitate, știți bine că se plimbă electroni în sens invers dar asta e convenția, deci intensitatea curentului e determinată de deplasarea sarcinilor pozitive și dacă v-ați imagina că ele vin multe aici și se tot acumulează și acolo în spate ies mai puține, păi ca să se acumuleze într-o zonă sarcini pozitive, într-o zonă în care s-ar acumula sarcini pozitive, respingerea de aici ar fi în timp atât de mare încât n-ar mai putea intra nimeni acolo. Deci nu are sens să gândim că undeva se acumulează și că intensitatea de aici ar avea o valoare și cea de aici ar avea alta și cea de aici ar avea alta. Deci, peste tot, curentul are aceeași intensitate, oriunde am fi la gruparea aceasta în cascadă, cum se spune. E, sigur, după aceste prime elemente așa de amintire și de încălzire puțin a noastră a minții, să zicem, să calculăm rezistența echivalentă a unor grupări. Începem cu ceva simplu. Să presupunem că toate au aceeași valoare ca să nu ne mai complicăm cu calcule și așa, anumite calcule le las pentru voi, dar ca să nu stăm să ne încurcăm în prea multe calcule, hai să facem următoarea combinație. Deci avem acest montaj de rezistoare legate în felul acesta. Și se pune problema care este valoarea rezistenței echivalente între capătul A și capătul B, gândind că între aceste capete punem o sursă de tensiune, bineînțeles, continuă, adică valoarea tensiunii nu se schimbă în timp și Sursa respectivă trimite un curent în acest sistem de rezistoare. Care este soluția? Păi, vă pă propun să notăm aceste noduri pe lângă AB cu litere cum ar fi, să zicem, C, D, hai să zicem și E, n-am pus sursa care are tensiunea de promotoare E, deci aceste o literă din alfabet care să în fine, cu care am botezat un nod. Deci nu are treabă cu tensiune electromotoare, bineînțeles. Asta e clar. Cum gândim? Firul de aici și firul de aici sunt fire care nu au rezistență electrică. Deci rezistența acestor fire este nulă. Deci pot să, zic, să zicem că R fir egal 0. Dacă rezistența firului este 0, Tensiunea la capetele firului acesta, ca diferență de potențial între A și D, păi dacă rezistența firului este nulă, atunci tensiunea electrică între A și D, care înseamnă diferența de potențial între potențialul din A și potențialul din D, va trebui să fie R fir, ori intensitatea curentului care curge între A și D. Dar cum rezistența firului este 0, ne dă aici valoarea 0. Deci tensiunea între A și D e 0, adică potențialul din A și potențialul din D sunt două potențiale egale. Deci au aceeași valoare. Sigur că apare pentru cei care au o minte mai, să zicem, axată pe cercetare, pe punere de întrebări, s-ar putea de să vă treacă prin minte ceea ce e posibil, mai ales la examene când efortul cerebral este extraordinar și când atunci ai luminări de astea, odată îți vine în minte, dar stai puțin, de ce chestia e așa, că până acum parcă nu m-am gândit. Și te poate zăpăci la examen să rămâi blocat, să nu mai faci problemele. Deci, cum e posibil să treacă curentul pe aici dacă tensiunea este zero? Pentru că noi știm că tensiunea curge între două puncte, unde există o diferență de potențial. Acest lucru, bănuiesc că la clasă profesorii v-au mai dat o explicație. Dacă ați întrebat despre așa ceva, vă pot spune că sursa care trimite curent de aici, I0, se spune curentul principal, curentul are de ales niște căi. O cale pe aici, să se ducă de la A la C. Dar are și posibilitatea să meargă de la A la D și de la T mai departe să se ducă în rețea. Dar cum se duce curentul pe aici fără tensiune? E, situația merge să o facem prin analogie cu mecanica. Imaginați-vă că există un șir de purtători, ca niște bile, ca la mecanică, care sunt lansați cu o viteză. Știți că viteza cu care ei curg prin fire se numește viteză de drift sau viteză de antrenare, care este o viteză medie a mișcărilor. Ei sunt trimiși cu o viteză pe aici, în zona cu rezistență, e ca și cum bilele care ar merge pe un traseu mecanic ar întâlni o zonă cu frecări. În zona cu frecări, sigur că apare căldură, datorită frecării, deci în rezistorul acesta apare căldură. Problema e că bilele care sunt trimise pe aici, să zicem, într-un debit bogat, multe, aici, într-adevăr, devenind, dacă vreți, un fel de țeavă largă, aici o țeavă mai îngustă și aici posibilitatea, să zic așa, metaforică a unei țevi, care e destul de largă pentru că nu are rezistență și atunci bilele care au viteză aici, trec pe aici în virtutea inerției. Deci pur și simplu purtătorii de sarcină vor trece de la A la D, dacă vă imaginați sau dacă vă întrebați cum e posibil, pentru că au prins energie și în zona aceasta își conservă energia, ne fiind frecări și vor ajunge în D. Deci paradoxul acesta că o tensiune nulă totuși generează curent, poate fi în felul acesta, să zicem, rezolvat. E o chestie la care am propunerea a ceea ce v-am zis înainte, e o chestie, să zicem, un mod personal de a încerca să înțeleg eu, pentru mine, în primul rând, cum se întâmplă lucrurile? În același mod ca aici, de la C la E, firul acesta, neavând rezistență, înseamnă că tensiunea UCE, deci tensiunea UCE, este egală cu V din C minus V din E, diferență de potențial, este iarăși o rezistență a firului, care nu există, este 0, ori curentul de acolo și deci tot 0 avem. Poate curenții nu ar fi egal dacă ar fi să curgă, dar asta acum este o chestie secundară. Ideea că sunt niște curenți care curg pe aici și pe aici. Poți să-i notezi IAD și ICE. Dar, V-am zis, e neesențial deocamdată. Care este consecința acestui rezultat sau acestor rezultate? Când avem astfel de probleme, dacă între două noduri nu există diferență de potențial, atunci, de fapt, nodurile acelea pot fi lipite, fără ca în felul acesta, întreaga rețea, să sufere vreo modificare a modului cum se plimbă curenții pe aici. Pentru că e ca și cum ea nici nu ți dă seama că am lipit, de exemplu, de care au același potențial, dacă au același potențial, firul acesta lung, îl poți strânge, îl strâng, îl strâng, seamănă cu imaginea aceea când eram noi puși, dacă acum se mai poartă, cu guma de mestecat pe care o, o întindeam așa și o strângeam la loc. Cam așa și aici. Și atunci eu ce, fac, ce pot să fac? A și D nu mai sunt două noduri separate. Foarte bine ele pot fi puse împreună fără niciun fel de consecință pentru comportarea acestei rețele și pentru rezistența ei totală echivalentă. În același mod, C și E, având același potențial, pentru că diferența de potențial era nulă, pot fi lipite, C și E pot fi lipite, într-un singur nod, și nu mai sunt două, este un singur nod care am lipit împreună C și E, fără ca, din nou, rețeaua să sufere modificări de comportament. În felul acesta, acum e foarte simplu, cu această idee de rezolvare, să facem următoarea distribuție a rezistoarelor. Păi zicem așa, între A și C am un rezistor și îl pun între A și C. acesta, l-am eliminat. Apoi văd că între C și D am un rezistor legat și încerc să-l pun între C și D. Dar D e aici, C e aici și atunci trebuie să-l pun așa. Apoi între D și E, iarăși am un rezistor care leagă cele două noduri, D și E, stânga, dreapta. Și îl pun și pe ăsta, Și am eliminat pe acestea. Mai departe E B-ul e în continuare. Vreau nu vreau, trebuie să-l pun în continuare. Am ajuns în B și am obținut plecând de la această schemă una echivalentă în care rezistența între A și B este rezistența între A și B de aici. ceea ce am obținut aici este banal. Gândiți-vă că valorile sunt R, 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 am zis să fie peste tot la fel. În paralel, 1 pe R de 3 ori vă dă 3 pe R, răsturnăm, răsturnăm și ne dă R pe 3. Și ăsta e R. Deci R pe 3 plus R va fi rezistența între A și B. Care să sperăm că nu suntem foarte astăzi este deci 4R pe 3. Numitorul comun 3, 3 plus 1, 4. 4R 3, rezistența electrică a acestui montaj. Problema pe care o vedeți, oferită elevilor, de multe ori ei aleg pe cele 3 de aici, le consideră în serie. Iar rezolvarea pe care o fac alți copii care se prind să o rezolve, e o rezolvare în care încearcă să facă un fel de schimbare a pozițiilor și imaginează că îl trage pe ăsta și dau seama la un moment dat că pe l-ar putea trage aici, dar ceea ce rezultă, îi se strâmbă rețeaua, adică astea, după aceea cărate așa se așează nu știu cum și e foarte dificil de multe ori de a-ți da seama exact de situația pe care trebuie în final să o rezolvi. Pe când metoda aceasta cu faptul că între două noduri poți să ai tensiune nulă, deci diferență de potențial nulă, și să le lipești, e o metodă care devine extrem de rapidă, ușor de rezolvat și nu-ți consumă nici prea mult din energia intelectuală, să spun așa, la un examen, și câștigi în felul acesta timp pentru a-ți face și problemele celelalte, care pot fi mai dificile. Acum să încercăm o altă problemă la care am constatat că am necazuri, în sensul că copiii mei, cărora le-am trimis să o rezolve, au avut aici blocaje și chiar m-au rugat să le explic cum este, ce se întâmplă, care e totuși, până la urmă, soluția. Deci trei rezistoare aici sunt date R1, R2, R3, în fine, Asta e 2, asta e 3. Și aici aici avem niște legături. Avem o legătură așa. Ăsta este R4. Și avem un fir care leagă punctul de aici cu ăsta de aici. Acum, care a fost problema? În mod normal, trecerea se face așa. Când trecerea se face așa, apare evident întrebarea pe care mi-au pus-o colegii voștri, dar aici nu este cumva dacă fac trecerea așa o legătură electrică și în felul acesta, firul acesta e ca și cum scurcircuitează niște rezistoare, să zicem. Problema este următoarea. Când eram noi elevi. Se făcea trecerea unui fir peste alt fir fără legătură electrică cu simbolul acesta. Sugera că sare firul de aici peste celălalt și nu se leagă electric. La ora actuală se face așa și, în principiu, când legătura este electrică, ar trebui să fie desenat așa. Și atunci se subînțelege că cele firele de aici fac contact electric. Când este desenat așa, nu trebuie să facă contact electric. Sigur că rigurozitatea din multe ori a cărților poate nu e foarte în regulă, pentru că, așa cum au primit băieții mei, fetele mele, problema, ea era așa de fapt desenată. Aici era pus C, aici era pus un D, firul era trecut așa, fără, era trecut ca aici și era ceva iurea, de fapt. Trebuie înțeles că aici sunt legături electrice, aici e legătură electrică, aici nu este. Și deci ăsta este montajul care, între A și B, trebuie să aibă o rezistență echivalentă. Cum o calculăm? Păi să încercăm să ne bazăm pe ce am spus anterior. Dacă de la A la D firul ăsta nu are rezistență, din nou trag concluzia că tensiunea UAD este rezistența firului. Ar trebui, ori curentul care curge prin el. Dar ăsta fiind 0, tensiunea UAD este 0, adică potențialul din A, din nou, ca și la problema anterioară, este egal cu potențialul din D, ceea ce îmi permite ca A și D să zic așa simbolic aici, să zicem A și D, sunt echivalente, sunt tot una. Și dacă A și D sunt tot una, deci nu sunt două noduri separate, le pot face din A și D, pot face un singur nod, AD. atunci A și D le-am lipit într-un singur nod, C-ul n-are cum să fie lipit pe aici, că nu are de ce, și atunci C-ul duc aici, și B-ul îl duc la ieșire. Și zic, păi văd că între A și C am un rezistor, R1, pe care îl punem. Apoi, între C și D, am un rezistor, R2. Deci, între C și D, și mă uit unei C și unei D. Păi este așa. Și deci, R2 se duce aici. R3, între D și B. D-ul e aici, B-ul e aici. Deci dacă îl pun și pe R3, ar trebui să-l pun așa. R3 între D și B. Oh. R4 între C și B. Și asta e schema echivalentă a celei de sus, adică astea două sunt în paralel, cu R4 în serie și cu R3 în paralel. Sigur că e cu totul altceva, pare ciudat. Valorile le aveam pe aici date și rezolvarea o faceți. Voi vă dau valorile, totuși, ca să aveți de lucru. R1 era egal. Cu R2, 4 ohm, R3, 6 ohm, R4, 8 ohm. Um. Și rămâne să rezolvați uh, R echivalent între A și B care era surpriza că, dacă mi-aduc aminte bine, în manual, în culegerea de unde este problema pe care o puteți găsi, soluția autorului, mi-aduc aminte că era totuși puțin diferită și nu are niciun fel de justificare. Deci ceea ce am făcut este perfect. Și pentru că vreau și rezistența între C și D, să o aflăm, rămâne să vă gândiți cum ați face RCD, spunându-vă că soluția din culegere, dacă aveți culegerea unde găsiți problema, este într-adevăr acolo corectă. Deci CD-ul e făcut exact cum am făcut și eu și de bine, dar la AB veți găsi o soluție care intră puțin în conflict cu ceea ce e în manual, însă rezolvarea, vă ziceam, este ok. Deci avem o rețea, asta, cu rezistențele toate simplu R, și e important lucrul ăsta, deci toate sunt R. Mai pot fi și unele abateri de la toate R, care însă dacă sunt făcute cu cap, rezolvarea rămâne aceeași. Adică vreau să spun că rezolvarea va fi elementară până la urmă. Cât este RAB? Problemele de tipul acesta se rezolvă pe bază de simetria rețelei. Ce înseamnă simetria rețelei? Păi rețeaua aceasta, dacă ne uităm la ea cum este prezentată, are o simetrie în sensul că, de exemplu, axa asta este o axă de simetrie. Dacă ați pune o oglindă aici, ceea ce vedeți în stânga ar fi exact suprapus pe ceea ce se află în dreapta. De simetria. Rețele înseamnă că tot ce se întâmplă în partea asta trebuie să se întâmple și în partea cealaltă. Dacă eu între A și B aș pune, să zicem, o tensiune de 100 de volți, așa, o metodă, o idee. Deci, să zicem că U între A și B este de 100 de volți. Curentul poate să intre și prin B și prin A, mai ales că ar fi tot una. Curentul nu este vector, este un scalar și curgerea lui într-un sens sau un alt sens nu schimbă cu nimic valorile. Deci dacă rețeaua ar fi alimentată de la A la B sau de la B la A, modul cum curent, curenții ar curge ar fi absolut la fel, pentru că se schimbă doar un sens al curgerii, lucru care este, deci, nu, nu afectează valorile. Deci e tot una. Gândiți-vă că rețeaua privită de la A la B și privită de la B la A e tot aia. Deci dacă eu răsucesc foaia, aici era A, aici era B. Am pus-o pe dos, e tot una. Deci privită așa și privită așa este absolut același lucru. Asta înseamnă că foarte bine A poate fi înlocuit cu B și B cu A și e tot aia. Cum gândim? Să zicem că plecăm de la, hai să zicem, fiind dreptați, să iau de la stânga la dreapta. nu are importanță. Curentul care pleacă din B spre A, e clar că cel care merge pe aici și cel care merge pe aici trebuie să aibă aceeași valoare, pentru că este și o simetrie față de această axă. De deci ce ăsta ar avea, să zicem, un amper și ăsta ar avea 2? Pentru că la fel eu pot să răsucesc figura, să o fac așa. Și eu zisem aici, zici, aș fi zis aici că am 1, și aici că am 2. când mă uit acum, așa, ce constat? Că acum aici am 1 și aici am 2, ca și cum faptul că eu îmi schimb poziția față de foaia asta, deci față de rețea, curentul știe și săracul repede se schimbă, ceea ce e absurd. Deci, dacă eu spun că aici ar fi un amper, obligatoriu și aici ar curge tot un amper. Păi, dacă ar fi același curent, aceeași rezistență, ce aș constata? Că UBC, nu? UBC care este V din B minus V din C, este egal cu R ori I, nu zic un amper neapărat, pot să spun și un amper, zic I. Aici tot I voi avea însă și deci U BD care este V din B minus V din D e tot RI. Da, dar VB-ul e comun. Ce rezultă atunci? Că potențialul din C este egal cu potențialul din D. Deci tensiunea UCD este 0. Asta e o concluzie foarte importantă pentru problemele de tipul ăsta. Mai am însă de rezolvat centru. O. Ideea care este? Dacă am 100 de volți și dacă îi aplic așa sau așa, este evident că distribuția, fiind simetrică perfectă, dacă aici voi spune că am 50, clar că aici am 50. Că dacă aici spune că am 40 și aici 60 și dau pe dos foaia, acum zic că aici am 40 și aici am 60 pentru că m-am răsucit eu. Deci este absurd. Deci clar că datorită simetriei și așa și așa, dar celei de aici, se distribuie aici și aici o aceeași valoare a tensiunii. La fel și aici și aici. Deci, tensiunea asta e egală cu asta, asta e egală cu asta, și la centru, dacă mă uit iar, zic, dacă aici zic 40, aici 60 și răsucesc, acum zic aici am 60, aici am 40, că m-am dus eu în spate. Ob, evident că nu se poate așa ceva, deși tensiunea asta e egală cu tensiunea asta. Dacă am avut 100 de volți, înseamnă că aici am 50, aici am 50, aici am 50, aici am 50. Ce înseamnă asta? Păi dacă tensiunea asta, 50-50-50, potențialul din O este egal cu cel din C și cu cel din D. Deci, același potențial electric. Și atunci, de fapt, simetria acestei scheme îmi permite să spun deci, că UCO este 0, pentru că U de la C la O e V din C minus V din D și este 0, și U de la D la O să zicem este V din D minus V din O. Asta e O. Și este 0. Păi dacă tensiunile acestea sunt nule, prin această rezistență nu trece curent. Care rezistență? Nu mai e fenta aceea cu inerția bilelor care ar putea să treacă, pentru că e frecare. E viscozitatea mediului care nu le dă voie. Deci mediul nu le mai dă voie să treacă, pentru că există o rezistență pe care o pune în mediul la curgerea celor bile care n-au tensiune să le ajute. Tensiunea, nu uitați, că este raportul dintre lucru mecanic făcut de forțele electrice și sarcina pe care o plimbă. Sau că lucru mecanic este QRU. Și dacă eu am U0, sarcinile nu pot trece pe aici, pentru că este o rezistență care nu le lasă să treacă. Nu este un fir fără rezistență. Și atunci ne trec în curent pe aici și ne trec în curent pe aici, înseamnă că pot să elimin aceste două rezistoare, nu mai sunt. Ele nu contează. Sunt, dar sunt degeaba. Deci ele stau inerte, n-au nicio treabă în rețea, nemai fiind în rețea le pot scoate și ajung la rețeaua de aici, în care punctul ăsta este O, dar de la C la O nu mai am rezistor, de la O la D nu am rezistor și rețeaua echivalentă a ăștia este asta. Fiind echivalentă, asta se rezolvă elementar. Evident, știți bine, aveți RR serie, RR serie, serie și în paralel. 2R, 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 2R în paralel vă dă 2R pe 3. Deci R echivalent va fi 2 pe 3 R. 2R, 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 2R în paralel. Și așa se rezolvă, deci, problema. Sigur că dacă schimbăm valorile rezistoarelor și nu mai sunt simetrice așa, lucrurile se pot complica și atunci rezolvările se fac cu metode mai complexe. Ar mai putea fi chiar ăsta cu ăsta egale, să nu mai fie RR, să fie 2R, 2R. Tot așa rămâne problema. Ăsta cu ăsta pot fi de asemenea 2R, 2R, la jumate tot 50. Dacă am 100, tot 50 rămâne datorită simetriei, pentru că simetria aceasta de rotație la 180 de grade rotind, obțin în fața absolut același montaj. Același montaj îmi permite atunci să spun că dacă aș zice aici, repet ideea, că am o valoare din 100, să zic 40 și aici 60, mă contrazic pentru că rotat, rot, 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 fiind rotit acest desen, o țin pe a mea 40-60 și acum mi se spune păi vezi că ți l-am rotit și acum aici zici că ai 40 și aici zici că ai 60, că, că ți-am rotit eu schema ceea ce vine, ca și cum eu m-am mutat și curentul deodată și tensiunile se sperie și se așează pe alte valori, ceea ce este absurd. Așa știm deocamdată că între noi și curentul ăsta nu e totuși o conexiune, în fine. Bine. E, asta a fost deci o rețea pe care v-am încercat să vă explic. Al circuit pe care l-am pus Se vede? Sau transparența deranjează? Sper că nu. Că nu e... Nu cred că este deranjant. Să nu fac acum vreo greșeală. În fine. Deci această rețea, uitați-vă la asta. Nu la asta, la asta. Asta e altceva. Să zicem. Care este echivalentul între A și B în care toate aceste rezistențe care sunt puse aici, au aceeași valoare din nou. Deci, valoarea toată este tot ca înainte, de exemplu, R, R, R. N-am mai scris că se, se, se înțelege și umplem foaia degeaba că lucrurile sunt clare. Deci, toate au aceeași valoare. Ce constatăm? Iar aș constat că această rețea are simetrie. care o, o axă așa și o axă așa. Pe baza... Discuție anterioare pe care nu o mai dezvolt pentru că dacă vă uitați în uh, culegerile care rezolvă astfel de rețele, veți vedea că fraza e foarte scurtă, rezolvarea foarte rapidă, autorul spune, datorită simetriei, și zice, ce voi zice și eu acum, datorită simetriei, potențialul din C egal cu potențialul din O egal cu potențialul din D. Lucru care poate fi util într-o altă situație. Potențialele sunt egale E, problema e că acum uh, Nu pot să mai vorbesc despre UCO că e 0 și UOD că e 0 Că aici oricum nu am rezistoare Dacă se puneau Evident că ele nu intrau în joc În schimb facem o altă fentă Simetria este și așa Dar este și așa Și acum hai să facem o, un rabat Să ne uităm la rețeaua de aici în rețeaua de aici am păstrat aceste rezistoare de pe laturile perimetrice, să spunem așa, și am pus două rezistoare aici, două aici, unde între ele am O1-O2. Rețeaua se alimentează la o tensiune, dacă vreți, cea cum am zis înainte, 100, și mă uit că simetria pe verticală, scurt, fără prea multe uh, divagații explicații mai mult decât ce v-am zis înainte, pentru că cred că a prins spilul ca să zic așa, și autorul din manualele pe care le-a studiat v-ar zice că V din C egal cu V din O1 egal cu V din O2 și egal cu V din D. Simetria de aici. Sunt simetrice exact raționamentul răsucim aici A, aici B, dacă spui că aici e o valoare și aici e alta, te contrazici. La fel și aici, datorită simetriei, curentul care ar trece pe aici, evident că potențialul ăsta ar fi egal cu tensiunea asta e egală cu asta, asta cu asta și aici cu asta și atunci clar că punctul ăsta, punctul ăsta ar avea valoarea la jumătate. Păi dacă rețeaua aceasta are simetria de care am zis, atunci aș putea să fac o ofentă care nu schimbă cu nimic situația, pentru că dacă i-aș lipi O1 cu O2, potențialul din, 1, din O1 și potențialul din O2 păi sunt egale. Tensiunea U de la O1 la O2 este 0 și de fapt nici nu știu să zic așa că cele două ramuri s-au lipit între ele. Habar n-au, nu-și dau seama, pentru că pe aici nu curge nimic. Deci nu se fură curent de sus în jos sau de jos în sus, pentru că tensiunea asta, fiind nulă, nu curge curent pe aici. Și deci foarte bine poți să-l lipesc O1 cu O2 și nu se întâmplă nimic în funcționarea acestei uh, scheme, acestui montaj. Dar de fapt, ce observ? Că dacă am lipit O1 cu O2, m-am dus aici. Pentru că eu am desenat acum așa, dar pot să desenez, de fapt, aici punctul O, păsta să-l duc înapoi așa, pe să-l duc așa, pe acesta îl duc aici, pe ăsta aici, deci asta și asta reprezintă aceea schemă. Și atunci, acum rezolv rețeaua de aici. Pe păi o rezolv pe asta în care din nou elimin firul care oricum nu are importanță și cum o rezolv pe asta? Pe păi asta e banală. Cum o rezolvați? R cu R de aici în serie. R cu R de aici în serie. Nu începeți de aici, că aveți un not pe drum și vă încurcă. Deci de aici începem, de la centru. 2R 2R. Deci aici 2R în serie cu 2R, aici iarăși 2R în serie. Păi asta e tot 2R în serie și asta de aici tot 2R în serie. În fine, sper că nu se mâzgălește atât de tare să nu mai înțelege ce fac. Dar acum aici aveți ramura asta și ramura asta. Sunt în paralel 2R cu 2R. Ce vă dă? Împreună vă dă R ramura asta cu ramura asta, în oglindă-i totul, că de-aia ziceam de simetrie, 2R cu 2R în paralel, vă dă R. Acum, R cu R de aici și cu R de aici, toată partea de sus vă dă un 3R și toată partea de jos R, R și cu un R de aici, vă dă tot un 3R. 3R cu 3R în paralel, că sunt acum două ramuri în paralel, 3R pe 2. Deci R echivalent la rețeaua de aici, la asta, R echivalent 3R pe 2. Vă propun acum să găsim rezistența echivalentă între nodul A și nodul B pentru această rețea hexagonală în care toate aceste laturi au valoarea R mic, de exemplu. Deci toate, toate sunt termice, mic. R mic, R mic, R mic și diagonalele se întâlnesc și fac contact electric, am îngroșat, deci nu sunt variante în care sar firele unul peste altul, ci se leagă acolo, fac contact. Cum rezolvăm? La această problemă am constatat că s-au dat soluții care au mers cam pe ideea anterioară în care s-a considerat că potențialele ăsta, ăsta, ăsta ar fi egale. Și s-au eliminat aceste rezistoare, adică cei care au rezolvat -o au gândit, domne simetrie. Fiind simetrie, atunci potențialele sunt egale aici cu aici și mi mi-au eliminat pe astea și au rezolvat-o așa, ceea ce evident că este greșit. De ce? Păi gândiți-vă că dacă eu Aplic aici iarăși, să zicem, acum hai să împart, n-are Să zic tot 100, nu mai schimbăm. 100 se împarte la 3 ramuri, cât o fi pentru fiecare. Poate e egal, poate nu e egal. Sigur că asta e egală cu asta, că e simetria așa. Dar se împarte 100 la 3, în timp ce pe centru se împarte 100 la 2. Clar că 100 se împarte la 2, că e simetrică așa și că dacă am 100 aici, clar am 50, am 50. Dar în niciun caz aici n-am 50, aici nu pot să am 50, că aș avea 50, 50, 100 și mai am încă ceva care nu are de unde, că am zis că totul e 100, dacă înțelegeți. Deci lucrurile cum stau? Nu merge să spun că potențialul de aici egal cu cel de aici, egal cu cel de aici, egal cu cel de aici, cu cel de aici, cu cel de aici și să elimin aceste rezistoare așa cum mi s-a propus în rezolvările pe care le-am primit. Cum facem pe asta? Păi, Hai să ne uităm la schema de jos. În schema de jos am desenat conturul hexagonal și aceste diagonale, de fapt, le-am redus la ce vedeți aici. Ăsta, ăsta l-am pus așa, ăsta și ăsta le-am pus așa, le-am despicat în trei noduri. O rămâne în centru, am zis aici un O1, un O2 și, într-adevăr, dacă acum ne uităm la rețeaua aceasta, Simetria față de această axă îmi permite să spun că potențialul din O1, din O și din O2 sunt, reprezintă jumătate din AB-ul pe care l-aș aplica. Deci clar că aici este, 5, dacă am 100, aici am 50, 50, 50. Pentru că dacă nu acceptăm chestia asta, ajungem iar la aberații că rotația aceasta cu 180 de grade mi-ar spune că dacă zic, nu, domne, aici n-am 50 ca aici, aici, clar, să zicem că e jumate, jumate, hai să zicem că n-am dubii, 50, 50. Dacă aici zice că am până aici doar 40, aici 60, exact cum vă spuneam, simetria pe care o am îmi permite să mă contrazic, mă contrazice pentru că pus A, B aici, așa o aici, aici, acum schimbarea doar a două litere între ele mă face pe mine să spun că acum aici am 60, și aici am 40, ceea ce evident că este absurd. Și atunci, peste tot aici, e același potențial. Păi dacă e același potențial peste tot aici, din nou, ca și la problema anterioară, pot să unesc O1 cu O, O2 cu O și nu curge curent pe aici. Deci legătura pe care aș face-o între O1, O și O2 și aș face un singur nod, adică pe ăsta, nu schimbă cu nimic rezolvarea și comportarea acestei rețele. Adică R echivalent între A și B din rețeaua de aici este R echivalent între A și B din rețeaua de aici. Deci am despicat, e o metodă de lucru, am despicat nodul în trei noduri și am obținut o rețea echivalentă care se rezolvă banal. Pentru că plec și de la ceea ce pot imediat vedea, că se face imediat, adică ăsta cu ăsta în serie. Deci încă o dată nu începem de aici și încercăm să facem merg cu ăstea de aici, nu știu cum. Pentru că nu merge. N-ai cum să spui, pentru că nu e nici în serie cu ele, că aici curentul se rupe se rupem doi curenți care nu mai pot fi tot una cu ăsta și atunci nu are cum să fie cascadă serie când curentul avea aceeași valoare peste tot. Și atunci această ramură cu asta sunt în paralel și avem 2 R cu R în paralel și dacă știți varianta la 2 în paralel direct, R paralel este R1, R2, ca să nu mai facem răsturnările pe R1 plus R2, deci ca să nu mai fac 1 pe R pe egal cu, fac direct așa și atunci am în paralel ăstea două, deci în serie 2R, să zicem, ori R de aici, pe 2R plus R pe 3R. Un R cu un R l-am tăiat și deci asta toată este 2R pe 3. Deci rezistența de aici, 2R mic, în fine, pe 3. Automat, în oglindă fiind totul, și asta de aici este 2R mic pe 3, 2R mic pe 3 cu R și cu R se adună cu 2R și atunci toată partea de sus va fi 2R mic pe 3 plus încă un 2R cu 3 aici. Vine 6 cu 2, parcă nu, 8R pe 3. La fel și jos. Deci acum toată rezistența de sus mă urmăriți și dacă am obosit cumva făcând prostii, mă anunțați, 8R pe 3, atunci și asta de aici trebuie să fie 8R pe 3. Și acum am în paralel 3 ramuri care au 8R pe 3, cum ar fi să zic așa o schemă echivalentă, aici 2R, deci asta este 8R, ori R mic în fine, reflexul cum vă ziceam și la alte lecții, că de multe ori vorbim așa din inerția minții, 8R pe 3, 2R, iarăși 8R pe 3 în paralel. Și atunci R echivalent, asta cu asta în paralel vine 8R pe 3 pe 2, deci 4R pe 3, 4R pe 3 cu 2R, când ne mai dă, deci 4R mic pe 3, în paralel cu 2R, supra 4R pe 3 ori 2 uh, plus, scuze. Se calculează și vedeți cât vă dă răspunsul. Și, deci, o altă schemă care, sigur, inițial era complexă, uh, ca temă, se cere și UCD. Deci, vă cere să calculați diferent, sau R echivalent între C și D adică să alimentați hexagonul la jumătatea laturilor de sus. Deci aici intrăm cu o borna unei surse, ieșim aici și restul rămâne așa cum, aici, cum era. Deci exact schema dinainte este deci așa la început, și să o alimentăm între C și D, ca și cum ați spune o sursă, nu? Plus, minus. cât este rezistența echivalentă dacă legăm firele la jumătatea laturii de sus și la jumătatea laturii de sus, de jos cât este. Deci R, CD egal cu semnul întrebării. Și pe baza raționamentelor pe care vi le-am spus și a simetriilor, încercați să exploatați simetriile, lucru care e foarte util în probleme de acestea, care inițial par dificile, dar care, datorită simetriei față de aceste axe, asta și asta, permite simetria să facem astfel de, să zicem, raționamente, să fentăm puțin lucrurile de la început, adică pare complicat. Sigur că sunt persoane care ar putea să abordeze rezolvările acestea și cu alte metode. Una din metodele pe care unii chiar poate că le și folo ar folosi această metodă la care mă gândesc acum, transfigurări de tip triunghi stea și stea triunghi. Adică se caută triunghiuri de rezistoare, cum ar fi acesta, se transformă într-o stea și așa mai departe. Nu e toată una foarte simplu, dacă știi să lucrezi, poți să faci așa și trebuie să-ți dea uh, același rezultat. Problemele acestea au fost, uh, să zicem, uh, relevante, așa, au lucruri mai deosebite, pe care le găsiți în culegeri obișnuite, nu sunt uh, considerate neapărat de nivel super înalt și pe care le puteți primi la examenele care urmează. Vă urez succes!